Anul 2015, Sfânta Mănăstire Frăsinei, Limonariul sau Livada Duhovnicească, de Ioan Mosu. Prologul cărții Noul Paradis, numit și Limonariul. Cartea aceasta a livezii în care este cuprins traiul sfinților și părinților virtuoși și plăcuți lui Dumnezeu și alte povestiri de suflet folositoare, precum și spusele părinților și fraților cuvioși, drepți și iubitori de Hristos, a fost scrisă de către Ioan, preotul de cuvioasă pomenire, supranumit Mosu. Acesta, dintr-un început, s-a călugărit în chinovia cerului întru sfinți, părintele nostru Teodosie, chinoviarhul și arhimandritul tuturor chinoviilor, adică al mănăstirilor din Ierusalim. A trăit nu puțină vreme și în pustiul de lângă sfântul râu Iordan împreună cu sfinții părinți de acolo. Aici a adunat faptele lor virtuoase pe care le-a consemnat în lucrarea de față, a locuit apoi și în lavra supranumită cea nouă, întemeiată de către sfântul și marele nostru părinte Sava și ucenicii lui, care a dăinuit până azi. Când a auzit de războiul perșilor împotriva bizantinilor, sub pretextul uciderii împăratului Mauriciu și a fiilor lui, a plecat din noua lavră și s-a dus în părțile Antiohiei celei mari. A plecat și de aici, la Alexandria, când a auzit că perșii sunt victorioși și înaintează. A străbătut tot pustiul din jurul Alexandriei. La începutul domniei lui Tiberiu a fost trimis într-o misiune specială în Egipt. Cu acest prilej a mers până la Oasis și a vizitat pustiul din împrejurimile Oazei. Cât timp a stat în Alexandria, a văzut și pe părinții de acolo. Când a auzit de sfintele locuri că au căzut în mâinile necredincioșilor și de marea lașitate a bizantinilor a părăsit Alexandria și a plecat, împreună cu prea iubitul lui ucenic Sofronie, la Roma, marea cetate a romanilor, în drum vizitând diferite alte insule. Acest fericit bărbat căpătase un har atât de mare de la Domnul, încât consemna în scris tot ce vedea și auzea despre traiul bărbaților virtuoși, de aceea și când a fost în Roma, a urmărit acela scop. Scrisoarea de dedicație a autorului către ucenicul său, Sofronie Sofistul. Ioan Eviratul către Sofronie Sofistul, iubitul său frate în Hristos. Găsesc, iubitule, că primăvara, înfățișarea livezilor este plină de multă desfătare, iar înfățișarea aceasta încântătoare este oferită privitorilor de varietatea florilor, ce opresc în loc și cântă încântă petrecători, fie înveselindu-le ochii, fie desfătându-le mirosul. O parte din grădină strălucește de roșeasa trandafirilor, alta este plină de crinii ce te îndeamnă îndeajuns să streci ochii de la albul crinilor la roșul trandafirilor. În altă parte strălucește culoarea viorelelor, care imită porfira împărătească și pentru a spune într-un cuvânt, de pretutindeni se răspândește farmecul felurit al parfumului și al desfătării nenumăratelor flori. În acest înțeles primește, sfințite și credinciosule fiu, Sofronie, și cartea de față. Vei găsi neazugrăvite virtuțile sfinților bărbați, trăitori în timpurile noastre și răsădiți, potrivit cuvintelor psalmistului lângă izvoarele apelor. Ca și ale tuturor bărbaților iubitori de Dumnezeu prin Harul lui Hristos Dumnezeul nostru, fiecare dintre ei este împodobit în frumusețe și în bună cuvință, cu felurite virtuți. Din viața acestor bărbați am cules cele mai frumoase flori, din ele am împletit cununa acestei livezi neprihănite, pe care ți-o închinție prea bine credinciosule fiu, iar prin tine celorlalți oameni. De asta am și intitulat-o livadă, din pricina desfătării parfumului și folosului cel au cititorii. O viață virtuoasă și un trai cinstit nu constau numai în a cugeta despre cele dumnezești, în a avea o credință dreaptă și în a te purta într-un chip demn în lume, ci și în a consemna în scris viețile bărbaților virtuoși.
Prilejuit de acest gând, am pornit la alcătuirea cărții de față, înștiințând dragostea ta, Fiule, că am adunat în ea fapte multe și adevărate, culegând ca o albină prea înțeleaptă isprăvile de suflet folositoare ale părinților. Voi începe, deci, de aici să le istorisesc așa cum urmează. Capitolul 1. Viața Sfântului Bătrân Ioan și despre peștera Sapsa. Era un bătrân care locuia în mănăstirea lui Ava Evstorghe. Cel întru sfinți, arhiepiscopul nostru Ilie al Ierusalimului, a vrut să-l vadă pe acest bătrân stareț al mănăstirii. Bătrânul însă nu primea, zicând: vreau să mă duc în muntele Sinai ca să mă rog. Arhiepiscopul silea să primească stăreția mănăstirii și să plece cu această vrednicie, dar pentru că bătrânul n-a voit, i-a îngăduit să plece cu făgăduiala să primească stăreția la întoarcerea sa. Și astfel, luându-și rămas bun de la arhiepiscop, a plecat la muntele Sinai, luând cu el și pe ucenicul său. După ce au trecut râul Iordan, ca la o milă depărtare, bătrânul a început să tremure și să aibă fierbințeli. Cum nu mai putea să meargă, au intrat într-o mică peșteră întâlnită în cale și ucenicul l-a așezat jos pe bătrân. Pe când era cuprins mereu de fierbințeală și nu putea nici să se miște, stăteau acolo de 3 zile în peșteră, vede bătrânul în vis pe cineva care spune: spune-mi, bătrâne, unde vrei să mergi? La muntele Sinai, a răspuns celui arătat în vis. Nu, te rog să nu te duci, i-a spus acela. Dar pentru că nu l-a înduplecat pe bătrân, a plecat de la el. Frigurile însă l-au cuprins mai rău. În noaptea următoare i s-a arătat aceeași persoană cu aceeași înfățișare și a zis: ce vrei, călugăre, să nu te mai scol de aici? Ascultă-mă pe mine, și nu pleca. Dar cine ești tu? L-a întrebat bătrânul. Eu sunt Ioan Botezătorul, i-a răspuns acela ce i s-a arătat. Pentru aceasta spun să nu pleci sub niciun chip. Peștera aceasta mică este mai mare decât muntele Sinai, căci de multe ori a intrat în ea Domnul nostru Iisus Hristos ca să mă viziteze. Dăm cuvântul că ai să locuiești aici și eu am să-ți dau sănătate. Bătrânul a primit cu plăcere și s-a legat prin cuvânt că are să rămână acolo. Îndată s-a făcut sănătos și a rămas în peșteră până la sfârșitul vieții. Peștera aceea a prefăcut-o în biserică și a adunat în jurul lui mulți frați. Locul acesta se numește Sapsa. În partea stângă a acestui loc se află pârâul Horat, în care a fost trimis Ilie Tezviteanul în timpul secetei. Pârâul Horat se găsește în fața Iordanului. Capitolul 2. Despre bătrânul în peștera căruia mâncau lei. În același loc, numit Sapsa, era un alt bătrân. Acesta ajunsese la o viață atât de virtuoasă, încât primea lei să vină în peștera lui și le dădea să mănânce din sân. Astfel, omul era plin de dumnezeiescul har al lui Dumnezeu. Capitolul 3. Viața preotului Conon din mănăstirea Pentucla. Am ajuns în lavra celui întru sfinți părintelui nostru Sava. Aici l-am întâlnit pe Ava Atanasie și ne povestea nouă bătrânul, zicând: pe când mă aflam în chinovia Pentucla, era un preot acolo rânduit cu săvârșirea sfântului botez numit Conon de neam cilician. Pentru că bătrânul era cu viața îmbunătățită, l-au rânduit să săvârșească botezurile, așa că el ungea cu sfântul mir și boteza pe cei care veneau la botez. În timp ce ungea cu sfântul mir, o femeie s-a smintit. De asta a voie să plece din chinovie. Pe când avea de gând să plece, i s-a înfățișat sfântul Ioan zicându-i: rabdă și îți voi ușura lupta. Într-o zi a venit o fată din Persia ca să se boteze. Fata era plăcută la chip și foarte frumoasă, încât preotul n-a putut să o ungă cu sfântul mir și a stat acolo fata 2 zile fără să fie botezată. Când arhiepiscopul Petru a auzit, s-a minunat de cele petrecute cu bătrânul și avea de gând să rânduiască o diaconiță pentru săvârșirea botezului, dar n-a făcut asta ca să nu strice rânduiala. Preotul Conon însă și-a luat haina lui din piele de oaie și a plecat spunând: nu mai rămân în locul acesta.
Și cum mergea el spre pădure, iată, îl întâlnește Sfântul Ioan Botezătorul, care îi spune cu voce blândă: întoarce-te la mănăstirea ta și îți voi ușura lupta. Ava Conon însă îi zice cu mânie: crede-mă că nu mă voi întoarce. Mi-ai făgăduit de atâtea ori și n-ai făcut nimic. Atunci Sfântul Ioan l-a apucat de mână, l-a așezat jos pe un tăpșan și, dându-i la o parte hainele, a făcut asupra lui de trei ori semnul crucii mai jos de buric și a spus: crede-mă, Părinte Conon, am vrut să-ți fie răsplătită lupta ta, dar pentru că nu vrei, iată, ți-am ușurat lupta, dar n-ai răsplată ostenerilor tale. Și s-a întors Părintele Conon în Chinovia, unde era rânduit să săvârșească botezurile. A doua zi a botezat-o pe persană, fără să privească cumva că este femeie cu firea. Și a mai botezat Conon și a uns cu Sfântul Mir încă alți 12 ani, dar trupul lui n-a mai tresărit și nici n-a mai privit dacă cea botezată este femeie cu firea, și astfel s-a pristăvit. Capitolul 4. Vedenia lui Ava Leontie. Ne povestea nouă Ava Leontie din Chinovia Sfântului Părintului nostru Teodosie, zicând: după ce tinerii lavrioți din Noua Lavră au fost prigoniți de necredincioși, eu m-am dus acolo și am rămas în această lavră. Într-o duminică m-am dus la biserică să mă împărtășesc. Când am intrat, am văzut un înger stând în partea dreaptă altarului. Cuprins de frică, am plecat din chilia mea. Aici am auzit o voce care mi-a spus: de când a fost sfințit altarul acesta, mie mi s-a poruncit să rămân în el. Capitolul 5. Povestirea lui Ava Polihronie despre trei monahi. Ne povestea nouă Ava Polihronie spunând: în lavra turnurilor Iordanului era un frate care nu se îngrija deloc de mântuirea sufletului său și niciodată nu își făcea canonul pentru Sfânta Duminică. Apoi, după câteva vreme, văd pe fratele acesta atât de nepăsător de mântuirea sa, că se sârguiește cu toată râvna și cu mult zel. Atunci am zis: bine faci acum, frate, că te îngrijești de sufletul tău. Avo, îmi răspunde el, în curând am să mor. Și într-adevăr, după trei zile a murit. Tot Ava Polihronie, preotul Noi Lavrens, îmi povestea zicând: pe când ședeam odinioară în lavra turnurilor, s-a săvârșit un frate. Iconomul mi-a spus: ai milă, frate, și vino să ducem lucrurile fratelui la iconomat. Dar cum am început să cărăm lucrurile, îl văd pe iconom plângând și îi spun: dar bine, Avo, pentru ce plângi așa? Plâng, mi-a răspuns el, pentru că azi port în brațe lucrurile acestui frate, iar după două zile alții le vor purta pe ale mele. Și așa s-a întâmplat, căci după două zile a murit și iconomul, după cum a spus. Capitolul 6. Altă povestire a aceluiași. Ava Polihronie, preotul, ne mai povestea că a auzit de la Ava Constantin, starețul Noii Mănăstiri a Sfintei Maria, născătoarea de Dumnezeu, că a murit unul dintre frații în bolnița de la Ierihon. Și l-am luat, ne povestea Ava, și l-am dus în mănăstirea turnurilor să-l îngropăm acolo. Din clipa în care am pornit de la bolniță și până am ajuns la mănăstirea turnurilor, neîntrerupt o stea a mers deasupra celui răposat și s-a arătat până ce l-am pus în mormânt. Capitolul 7. Viața și moartea unui călugăr oarecare, ce a refuzat să fie egumen la mănăstirea turnurilor. Un călugăr locuia în lavra turnurilor. La moartea starețului, preoții și ceilalți frați ai lavrei au voit să-l facă stareț pentru că era om cu viață îmbunătățită. Dar bătrânul îi ruga spunându-le: lăsați-mă, părinților, să-mi plâng păcatele mele. Nu sunt un om atât de destoinic încât să mă îngrijesc de sufletele altora. Lucrul acesta se potrivește pentru părinții îmbunătățiți, cum au fost Antonie, Pahomie, Teodor cel Sfințit și alții. Părinții însă nu-i dădeau pace deloc și în fiecare zi îl rugau să primească. Totuși nu l-au înduplecat. Când a văzut că este silit de ei atât de mult, le-a spus tuturor: îngăduiți-mi trei zile ca să mă rog și dacă Dumnezeu va voi, voi primi. Era într-o vineri, iar duminică dimineața a murit. Capitolul 8. Viața lui Ava Mirogen Hidropicul.
În lavra turnurilor era un călugăr cu numele Mirogen. Acesta ducea o viață atât de aspră încât a ajuns hidropic. Bătrânilor care veneau la dânsul să-l vadă și să-l mângâie, le spunea: rugați-vă pentru mine, părinților, să nu ajungă hidropicomul meu cel dinăuntru. Cât mă privește pe mine, mă rog lui Dumnezeu să rămân multă vreme într-o astfel de boală. Eutihie, arhiepiscopul Ierusalimul, a auzit de Ava Mirogen și a voit să-i trimită câte ceva de trebuință. Ava Mirogen însă n-a primit niciodată nimic de la el, ci numai atâta îi cerea: roagă-te pentru mine, Părinte, ca să fiu izbăvit de chinul cel veșnic. Capitolul 9. Despre minunata dragoste a unui sfânt părinte. Tot în lavra turnurilor locuia un alt călugăr bătrân. Deși era foarte sărac, el avea totuși harul milosteniei. Într-o zi a venit un sărac la turnul lui cerându-i pomană. Bătrânul nu avea decât o singură pâine pe care a dat-o săracului. Săracul însă i-a zis: nu vreau pâine, ci o cămașă. Bătrânul, voind să-l ajute, l-a luat de mână și l-a adus în turnul lui. Când săracul a văzut că nu găsește nimic decât cămașa ce o purta, s-a minunat de sufletul plin de virtute al bătrânului și și-a dezlegat traista de la gât și a deșertat în mijlocul chiliei tot ce avea, zicând: ia acestea, călugăre, voi mai găsi eu în altă parte cele ce-mi trebuiesc. Capitolul 10. Viața lui Varnava Anahoretul. În peștera sfântului râu Iordan era un anahoret numit Varnava. Într-o zi s-a pogorât la Iordan ca să bea apă și s-a înfipt un spin în picior, dar a rămas cu spinul în picior și nu primea să-l vadă doctorul. Piciorul i-a putrezit și a fost silit să-și ia lui și un turn în mănăstirea turnurilor. Piciorul însă, putrezind din ce în ce mai mult, tuturor celor care veneau la el le spunea: cu cât suferă mai mult omul din afară, cu atât înflorește cel dinăuntru. După ce s-a suit Ava Varnava Anahoretul în peștera lui în lavra turnurilor și după ce a stat acolo câtva timp, a mers la peștera lui un alt anahoret. Când a intrat acesta în peșteră, a văzut un înger al lui Dumnezeu stând pe altarul pe care îl făcuse în peșteră bătrânul și îl sfințise. Și a zis anahoretul către înger: ce face aici? Sunt îngerul lui Dumnezeu, îi răspunse îngerul, și de când s-a sfințit altarul, mie mi s-a încredințat de către Dumnezeu